credincioși și credincioase. În primul rând, aș dori ca să vă mulțumesc că participați la acest eveniment, lansarea unei cărți despre Părintele Toma Chiricuță, vrednic slujitor al bisericii noastre și, în același timp, un mare predicator, un mare cărturar al Bisericii Ortodoxe Române. Desigur că o lansare de carte se poate face și într-o instituție de învățământ, într-o instituție de cultură, avem aici, în apropiere, multe instituții, dar pentru că Părintele Toma Chiricuță a fost slujitor aici, la biserică, timp de aproape 36 de ani și a avut o activitate deosebită, de fiecare dată când privesc icoanele din biserică, îmi rememorez chipul Părintelui, pentru că și icoana aceasta de la Racla Cunoașterea Sfântului Ciprian și icoana Sfintei Parascheva și alte icoane de aici din biserică sunt din vremea păstoririi Părintelui Chiricuț aici la biserică. Spuneam că am dorit ca să îl readucem aici în biserică pe Părintele Chiricuță, pentru că de acolo de sus el predica și din însemnările vremii se spune că întreaga parte aceasta a Burevardului era plină de oameni care veneau ca să-i asculte cuvântul binefăcător, cuvântul vindecător. Desigur că eu am multe să vă spun, pentru că am cercetat într-un studiu destul de anevoios, atât biografia, cât și opera Părintelui, care este consistentă. Aici este doar o picătură de ceea ce se putea spune. Dar nu vreau ca să lungesc cuvântul meu de început, vreau ca să prezint, în primul rând, invitații noștri. Ei sunt binecunoscuți, dar pentru cei mai tineri și pentru cei care poate că nu i-au cunoscut în mod direct, așa să spun că am invitat astăzi din partea editurii Cuvântul Vieții, deci cartea a apărut la editura Cuvântul Vieții cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Deci editura Cuvântul Vieții este editura Mitropoliei Munteniei și Dobrogei. Și aici îl avem pe Părintele Dr. Adrian Agachi, este doctor în teologie, este redactor la editura Cuvântul Vieții și s-a ocupat de apariția acestui volum. Îi mulțumesc și astăzi, mi-a mulțumit mereu când am avut contacte de colaborare. Părintele a studiat Marea Britanie, este doctor în teologie, are cărți publicate și este un constant colaborator la ziarul Lumina. Îmbrățirea lumii prin iubire este titlul unuia dintre volumele publicate de Părintele Adrian și desigur are multe altele și multe altele în pregătire. De asemenea, am invitat de partea familiei pe doi dintre nepoții Părintele Toma Chiricuță, deci pe domnul profesor doctor medic Ion Cristian Chiricuță, deci fiul celebrului profesor de medicină Ion Chiricuță, cel care dă numele Institutului de Oncologie din Cluj-Napoca, și desigur domnul profesor are de asemenea o activitate consistentă și a studiat fizica atomică, a studiat apoi radioterapia și în România și în Germania, a lucrat și în Germania și în România și acum profesează ca un om la prima tinerețe la Ametist, la Centrul Ametist de Oncologie de aici, de Otopeni. Dar ceea ce m-a mirat la, în mod deosebit la domnul profesor Chiricuță este preocuparea aceasta culturală care am zis eu că este un virus din vremea Părintelui Toma Chiricuță, pentru că acum o săptămână sau două când ne-am întâlnit, a venit cu un album măreț, un album de pictură, un album de artă, cu donațiile tatălui său la diferite muzee și special la Muzeul Vasile Corban din Mărlad, de asemenea cu un volum de poezii al tatălui său, Uitatele Fântâni, cu un volum dedicat mamei sale, pentru că din partea mamei vine din marea familie, din nobila familie Basilescu, bucureștenii știu de Parcul Basilescu, deci este acestei familie și domnul profesor are o biografie foarte bogată, atât profesională cât și culturală. De asemenea, am plăcerea să primesc aici, iarăși ne-am mai întâlnit odată, domnul inginer Cornel Lungu, deci de data aceasta este nepot de la o fiică, Anadina Lungu Chiricuță, profesoară de literatură română și în același timp autoare de versuri, de cărți și aici o continuare a operei Părintelui Chiricuță în planul acesta cultural.
Domnul Cornel a fost aici pe aia de altar, știe foarte multe și o să-l rog la vremea potrivită ca să ne spună și nouă câte ceva. Și bineînțeles, last but not least, părintele profesor Constantin Necula, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă, Sfântul Andrei Șaguna din Sibiu, un autor cu 74 de cărți, deja cu publică câte 4-5 odată, nu una singură. Poate că în curând o să-i facem centenarul, adică o să fie 100 de cărți. Și, bineînțeles, un om foarte apropiat de tineri. Tinerii îi simt stilul de a vorbi și totdeauna sunt foarte atenți la ceea ce spune. Desigur, sunt multe de spus despre invitații noștri, dar aș vrea să trecem pentru că eroul zilei, eroul cărții noastre, este Părintele Toma Chiricuță și cred că a rânduit Dumnezeu ca să avem această lansare de carte la o zi după sărbătoarea Sfinților 40 de mucenici, o zi dedicată deținuților din închisorile comuniste. Și Părintele a pătimit pentru mărturisirea dreptei credințe, pentru mărturisirea Evangheliei, pentru demnitatea de a cere educație religioasă pentru tineri și poate astăzi mai mult decât oricând vedem cât adevăr profetic este în aceste cuvinte, în aceste afirmații și în aceste trăiri ale Părintelui Chiricuță. Dar vreau ca să dau cuvântul invitațiilor noștri de astăzi și o să încep cu Părintele Adrian Acachi din partea editurii Cuvântului.